Chiar dacă numărul îmbolnăvirilor de COVID-19 crește, iar vârful pandemiei este departe, mai multe restricții impuse pentru oprirea răspândirii coronavirusului au fost ridicate. Argumentele autorităților sunt de ordin economic, astfel unitățile de alimentație publică, cum ar fi covrigăriile sau patiseriile, își vor putea începe activitatea. Produsele vor putea fi vândute la pachet. De asemenea, la benzinării vor putea fi comercializate băuturi fierbinți, plăcinte și alte produse alimentare, dar nu vor putea fi consumate în incinta acestora. Din 27 aprilie, activează și unitățile de comerț cu amănuntul excepție, făcând doar centrele comerciale și piețele. Toate aceste activități se vor desfășura, desigur, cu respectarea tuturor normelor de protecție. Deși Comisia pentru Situații Excepționale a decis anularea mai multor măsuri restrictive, șeful ANSP, Nicolae Fortună, a declarat recent că nu e cazul să ne relaxăm și trebuie să continuăm pe cât posibil să păstrăm regimul de autoizolare. Asta pentru că, potrivit lui, ridicarea restricțiilor trebuie luată la cel puțin o perioadă de incubație de 14 zile de la atingerea vârfului și pornirea curbei spre descreștere. Nicolae Fortună mai spune că apogeul pandemiei la noi va fi atins pe la mijlocul lunii mai.